Parlamentul a aprobat în două lecturi proiectul de lege care prevede mai multe măsuri care urmează să fie luate în timpul stării de urgență în sănătate publică. În baza acestuia, lucrătorii medicali și angajații instituțiilor de stat care luptă împotriva răspândirii COVID-19 vor primi un spor lunar echivalent cu un salariu, iar persoanele care s-au îmbolnăvit la locul de muncă de coronavirus vor primi în continuare indemnizația unică de 16.000 de lei. Această indemnizație de 16.000 de lei pentru cazurile de contractare a COVID-19 se achită din contul Fondului de Intervenții a Guvernului Republicii Moldova. La moment, această indemnizație s-a alocat pentru 813 persoane, suma totală a alocației a fost de 18 milioane. Documentul prevede și un spor de 50% pentru angajații centrelor de plasament destinate vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități. În același timp, ministrul finanțelor Serghei Pușcuța a menționat că va fi oferit sprijin din partea statului deținătorilor de patentă, cât și va fi acordat ajutorul de șomaj tehnic. Este luată decizia că pe perioada stării de urgență pentru toți patentașii se subvenționează din partea statului contribuția de asigurări sociale de stat. A fost luată decizia că pentru perioada stării de urgență să fie achitat un ajutor de șomaj unic în mărime 2.775 lei. Această indemnizație de șomaj să fie achitată doar pentru cei titulari de patente care și-au asistat activitatea în piețele care sunt în continuare închise. În cazul în care piața o să fie închisă până la 31 mai, atunci această indemnizație o să fie acordată doar pentru 16 zile lunii mai. În caz dacă o să fie piața închisă teoretic până la 30 iunie, atunci această indemnizație se mulțește cu coeficientul 1,5. Deci pentru fiecare zi se calculează. În același timp a fost prelungit moratoriul pentru controlele de stat până în data de 30 iunie, iar pensiile și prestațiile sociale vor fi distribuite la domiciliu. Prevederile vor intra în vigoare la data publicării legii.